capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în vremurile din urmă vor veni baciocoritori plini de baciocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, curățirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea Tatălui, ca și în toate epistolele Lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele, în scrierile lui Pavel, sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutoși și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Amin. Doamne, cuvântul Tău este atât de clar, cuvântul Tău este atât de complex, cuvântul Tău însă este atât de adevărat. Te rugăm în următoarele cuvinte, în următoarele minute, dă-ne cuvântul Tău, Doamne. Amin. Dar doar dă-ne, așa-ți cerem, să ne dai cuvântul Tău prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Doamne, suntem aici tocmai pentru că avem nevoie de călăuzire, avem nevoie de ghidaj, avem nevoie de direcție, avem nevoie de ridicare, avem nevoie de claritate. Te rugăm, Duhul Sfânt, prin cuvântul Sfânt, vorbește-ne. Amin. Și, Doamne, vorbește-ne de dragul numelui Tău, în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Aleluia. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru această dimineață este un mesaj foarte actual, pentru că Biblia este o carte foarte actuală. Mesajul acesta din 2 Petru, cuvântul acesta, capitolul acesta din a doua epistolă a lui Petru, 2 Petru, capitolul 3, este un mesaj pentru vremurile actuale. Noi trăim niște vremuri foarte ciudate, trăim
săptămâni și luni, ultimele luni, sunt niște luni foarte interesante pe care le trăim noi în România, urmă în Europa și în lumea întreagă. Însă când mă uit în jurul meu, îmi dau seama că se petrec fenomene îngrijorătoare. Când ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama că în anul care a trecut, chiar în anul în care am intrat, în 2012, toți specialiștii ne spun că în 2012, mai mult decât în 2011 și în 2010 și în ceilalți ani, care deja au trecut prin noi și noi prin ei și ei pe lângă noi, se vor petrece și se va petrece în 2012 fenomene ciudate, catastrofe naturale, deja au început să se petreacă, a nins acolo unde n-a nins niciodată în lunile acestea. Fenomene ciudate, se aud sunete ciudate în univers. Am ascultat pe internet sunetele acestea, sunete ciudate, sunete stranii, și mi-am extras câteva informații pe care le-am adus cu mine, pentru cei ce poate că încă nu le-ați auzit. Și auziți ce spun specialiștii. În anul 2012 va avea loc o intensificare a activității solare și a proceselor din miezul Pământului, ceea ce va duce la o creștere a numărului catastrofelor naturale, precum cutremure, erupții vulcanice și evenimente meteorologice extreme, susține omul de știință Elkin Kalilov, președintele Organizației Mondiale pentru Cooperare Științifică. Mai departe, continuă informația. Apogeul activității solare și a emanațiilor din miezul Terei va fi în 2013-2014, potrivit aceleiași publicații. Mai departe. Procesele din miezul Pământului, spun geodezii ăștia și toți savanții, generează o energie internă a planetei noastre și trebuie să ne așteptăm ca până la sfârșitul anului 2012 să apară o creștere bruscă a fenomenelor naturale, precum cutremure, erupții vulcanice și evenimente meteorologice extreme, iar un nivel de vârf va fi în 2013-2014. Și auziți o altă informație. În mai multe locuri din lume se aud sunete neobișnuite cu emisii acustice de joasă frecvență, generate de o mulțime de cauze, cu tremure, erupții vulcanice, uragane, cutremure, tsunami. Specialiștii spun că fenomenul se petrece pentru că energia din interiorul Pământului trece într-o nouă fază activă. Acum, v-am citit aceste informații pe care categoric le-am preluat și eu, însă eu nu vorbesc despre ceea ce spun oamenii în această dimineață, ci eu vă vorbesc despre ceea ce spune Dumnezeu în această dimineață. Un lucru este foarte clar. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 11, Biblia spune așa. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, se referă la univers, se referă la firmament, se referă la planete, inclusiv Pământul. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, spune Duhul lui Dumnezeu, printr-un simplu pescar. Păi Petru era un simplu pescar, un om care probabil că n-a făcut școală prea multă, poate că a avut una, două clase și abia știa să citească și să scrie. Ei, și omul acesta face niște afirmații uimitoare. Face niște afirmații savante, face niște afirmații științifice uimitoare, pe care sigur le-a primit doar din partea lui Dumnezeu. Că din altă parte nu avea de unde să le primească, pentru că nu avea acces la ele. Ce să faci, asta este mesajul meu din această dimineață, ce să faci când lucrurile se strică? În versetul 11 din 2 Petru, capitolul 3, Biblia face o afirmație uimitoare și zice așa.
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Când totul se strică, ce să faci? Acum să vă dau alte vești. Foarte interesante și importante. Asistăm, frașilor, doamnelor și domnilor, în acești ani, în aceste luni, în aceste săptămâni, asistăm la o degradare a planetei. Vorbesc fizic. Pentru început. Realmente se petrec în lume ciudățenii pe planetă. Realmente, în Europa, ca planetă și pe întreg globul pământesc, se petrec fenomene, așa cum ați auzit și ați văzut, care realmente nu s-au mai petrecut niciodată în istoria cunoscută de noi și înregistrată de noi până acum. Asistăm la o degradare a planetei, dar nu numai atât, o degradare fizică a planetei, dar asistăm și la o degradare a sistemului moral. Asistăm la o degradare a sistemului social și a sistemului economic. Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru spune așa, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Vă dau o veste destul de proastă. Dar, pe urmă, închei cu vești foarte bune. Să știți că planeta pe care noi trăim acum și pe care o locuim în aceste zile, în acești ani, este o planetă care a avut un început și acum se îndreaptă spre un sfârșit. Planeta pe care noi trăim, din punct de vedere fizic, este ca un ceas tras de un ceasornican. Care merge, 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 merge și la un moment dat se consumă și se oprește. Planeta pe care noi trăim în aceste zile, în acești ani în care ne-am născut, în care trăim, în care s-au născut copiii noștri, este o planetă care la ora actuală a început să se strice. Planeta se strică, asistăm și vom asista la fenomene meteo nemai întâlnite, ciudate, șocante, care ne vor îngrozi, dar în același timp ne vor și pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu mai mult. Ei, când totul în jurul tău se strică, când planeta se strică, când sănătatea se degradează, când familia se strică, când biserica până și ea se strică, când sistemul sanitar se strică, când sistemul social se strică, când sistemul moral se strică, când valorile cele mai fundamentale au început să se strice, ce să faci când totul se strică? Biblia spune prin Petru, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Auziți? Când lucrurile se strică, nu avea pretenția să înțelegi tot. În viața pe care noi toți o trăim în aceste zile, se întâmplă fenomene, uitându-ne în jurul nostru, uitându-ne la televizor, ascultând știri, uitându-ne în casele noastre, uitându-ne uneori în noi, uitându-ne în biserică, ne dăm seama că foarte multe lucruri nu le înțelegem. Se strică. Se degradează. Familia nu mai este ce a fost. Parcă nici biserica nu mai este ce a fost. România nu mai este ce a fost. Planeta nu mai este ce a fost. Apostolul Petru spune, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice și deja au început să se strice, fii atent, când lucrurile se strică, nu avea pretenția să le înțelegi pe toate. De ce aceste fenomene naturale, inexplicabile? Nu știu, abar n-am. Știu totuși cu certitudine o chestiune. Că planeta a îmbătrânit. Planeta asta, Terra, pe care noi o călcăm în fiecare zi, nu-i proprietatea noastră. Dumnezeu a creat-o prin cuvântul Lui, slavă Lui Dumnezeu. Amin. Însă planeta aceasta se apropie și ea de sfârșit.
Planeta a început să gâfâie, planeta a început să scârție. Planeta a îmbătrânit. Și acum, mă apropii de noi și fac o aplicație practică. Mai țineți minte, fraților, la unii dintre noastre, cum erați acum 20 de ani? Așa de vârsta mea. Adică de vârsta ideea. Mai țineți minte cum eram acum 10 ani? Mai țineți minte cum eram acum 30 de ani? Mi-a văzut cineva poza de nuntă. Ce vai, frate Daniel! Acum 30 de ani. Zice, vai, frate Daniel, ce schimbare! Și eu continui, radicală. Zic, sunt doar normal. Dar mai țineți minte cum arătam când ne-am căsătorit, ce căsătoriți? Mai țineți minte cum erați unii dintre dumneavoastră la 20 de ani? Dar mai țineți minte cum erai la 15 ani? Să vă mai dau o poveste ciudată. Specialiștii spun că de pe la începând cu 21 de ani, începând cu 25 de ani, cel mai târziu, începe procesul de îmbătrânire. Și dacă nu mă credeți pe mine, intrați pe site-urile de specialitate și veți ajunge la aceeași concluzie. Începând cu 21 de ani, începe procesul de îmbătrânire. Eu m-am uitat la fiul meu. Are destule fire albe și are 27 de ani. Uitați-vă la dumneavoastră, 20-25 de ani. Deja încep să apare, începe să apare câte un fir alb. Chiar două. Chiar cinci. Și de ce unele dintre dumneavoastră vă vopsiți părul așa de frumos și elegant? Doar pentru a acoperi îmbătrânirea. Firele albe demonstrează că ai un început, dar ai și un sfârșit. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, întreabă Petru și ne îndeamnă, Petru spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Când totul se strică în jurul tău, când totul se degradează în jurul tău, când totul se perimează în jurul tău, când totul moare în jurul tău și când nu găsești explicații și nu înțelegi, fii atent, și când nu pricepi, nu avea pretenția să înțelegi chiar totul. Se aud sunete ciudate în cer, în univers, în jurul nostru, în aer. Inexplicabil. Inexplicabil. Oamenii s-au alarmat la toți, pe toate meridianele Pământului, s-au auzit sunete ciudate. Și eu, săptămâna trecută, în timp ce mă pregăteam pentru mesajul acesta, am intrat pe diferite site-uri, toți oamenii sunt alarmați de sunetele care au început să se audă pe planetă. Mă gândeam și vin cu explicații că din cauza, eu știu, a țului tsunami, a cutremurilor, a activității din centrul Pământului, a radiațiilor solare, eu stau și mă gândesc, oare sunetele astea n-or fi sunetul pașilor lui Iisus Hristos care începe să se apropie de noi tot mai veșnic. Nu știu. Doar este o presupunere. Este o deducție a mea. Oamenii spun că sunetele acestea vin din diferite cauze. Eu vă spun că s-ar putea să fie exact zgomotul pașilor lui Dumnezeu care se apropie de planeta aceasta. Fiindcă toate aceste lucruri se vor strica, întreabă Apostolul Petru. Iată, când lucrurile se strică, nu avea pretenția să le înțelegi. În mintea noastră există această întrebare foarte ciudată. Unde-i Dumnezeu acum? Când vedem cataclisme, însepeziri, așa cum ați văzut doar în România, nu mai vorbim de alte părți. Când vedem accidente grave, mortale, când vedem că în jurul nostru se întâmplă nenorociri, știți care este o întrebare foarte serioasă pe care ne-o punem majoritatea dintre noi? Unde-i Dumnezeu acum? De ce n-a intervenit Dumnezeu acum? Dacă sunteți ca mine, vă puneți. Dacă suntem ființe raționale, ne punem această întrebare. Unde-i Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Sau poate că nici nu vă puneți. Eu sper totuși să vă puneți. Unde-i Dumnezeu acum? De ce nu intervine Dumnezeu acum? Să vă mai zic încă o întrebare cu care ne confruntăm. De ce îngăduie Dumnezeu asta să se întâmple în familia mea? De ce tocmai mie?
Acum, unii care sunteți aici și mă ascultați în această dimineață, fie live aici, fie prin internet, s-ar putea să nu fi trecut prin probleme, prin necazuri, prin durere. Dar fii atent. S-ar putea să treci. S-ar putea în jurul tău să nu se fi stricat nimic, dar fii atent, oricum planeta se strică. Chiar Universul se apropie și el de un anume final, de un sfârșit, dar pe urmă și de un alt început. Însă când ajungi în necaz, când copilul tău ajunge în spital, când tu ai un accident, imediat îți pui întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu și asta? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce permiți Dumnezeule să mi se întâmple? Sunt atâtea accidente, înzăpeziri, proteste, revolte, inundații, tsunami, cutremure, boală inexplicabilă, lipsă, servici, te dă afară, soțul te părăsește, soția te înșală, nu ți se răspunde la întrebări și se pare că totul în jurul tău începe să moară și să se strice. Ei, când în jurul tău lucrurile încep să o ia razna, nu încerca să înțelegi chiar totul. În Biblie, însă Biblia se împlinește chiar și aici. Și atunci când este vorba de faptul că planeta îmbătrânește, am găsit câteva versete care certifică adevărul acesta, care se găsesc scrise în Romani, la capitolul 8. Și cei ce aveți curiozitatea, vă rog să deschideți Scriptura. În Romani, capitolul 8, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetele 19, Romani 8, 19, de aceea. Și firea. Firea se referă la planetă, la tot ceea ce vedem în jurul nostru. De aceea și Romani 8, 19. Și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiului lui Dumnezeu, fiilor lui Dumnezeu. Căci firea, adică planeta, firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, planeta se strică, va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia, de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu, dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Amin. Biblia a spus foarte clar că planeta și cosmosul se strică. Și noi începem să vedem lucrul acesta prin fenomenele extreme cu care ne-am confruntat, ne confruntăm și ne vom confrunta. Fii atent. Dacă acum ești în întuneric, nu înseamnă că diavolul a biruit. Și nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Dacă acum ești în întuneric, ține cont. Dumnezeu a îngăduit să ajungi în întuneric. Dar acum ești în întuneric, nu înseamnă că diavolul a biruit, nu înseamnă că Dumnezeu nu există, ci înseamnă că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Dacă tu nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, de ce ți se degradează viața, de ce îmbătrânești, de ce familia ta suferă, de ce planeta se degradează, nu sări la concluzii privite. Nu încerca să nu avea pretenția să înțelegi chiar tot. Pentru că dacă ai pretenția să înțelegi chiar tot, s-ar putea să o încurci. Dacă ai pretenția să găsești explicație pentru orice, fii atent. Ai toate șansele să devii ateu. Dacă încerci să ai o explicație pentru ceea ce nu înțelegi, ai toate șansele să devii agnostic, să devii necredincioși. Necredincioși, să spui, Doamne, nu știu dacă există totuși. Când lucrurile de lângă tine o iau rasna și nu le înțelegi, nu sări la concluzii pripite. Când lucrurile de lângă tine se strică, nu avea pretenția să înțelegi chiar tot. Când fenomene ciudate se petrec pe planetă și în familia ta și în viața ta, nu avea pretenția să înțelegi chiar tot. Nu avea pretenția aceasta. Însă fii atent, al doilea adevăr pe care aș vrea să le învățăm în această dimineață. Când lucrurile din jurul tău se strică, fie că este vorba de planetă, fie că este vorba, poate, de familia ta, fie că este vorba de serviciul tău, de situația ta, de afacerea ta, poate chiar de sănătatea ta, de familia ta, fii atent. Când lucrurile se strică, rămâi credincios lui Dumnezeu. Am înțeles o chestiune uimitoare. Iosif, din Vechiul Testament, a fost un tip foarte credincios. Daniel,
a fost un tip foarte credincios. Și la un moment dat, a început să se întâmple în viața lor lucruri pe care ăștia nu le puteau explica. Știți însă ce am învățat de la oamenii ăștia? Nu aveau pretenția să înțeleagă tot. Dar m-a învățat ceva de la ei. Când lucrurile în jurul lor au început să se strice în ceea ce privește viața lor, oamenii ăștia au hotărât să rămână credincioși lui Dumnezeu. Când nu înțelegi, când se petrec în jurul tău fenomene inexplicabile, ai înțelepciunea să rămâi credincios lui Dumnezeu. Când planeta se strică, când zăpada vine de 1 metru, de 2 metri, de 3 metri, de 4 metri, când în jurul tău se petrec atâtea lucruri și te întreb unde e Dumnezeu și de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple nenorocirea aceasta tocmai cu mine, tocmai aici, când lucrurile se strică și nu le înțelegi, rămâi credincios lui Dumnezeu. Ajută. Pentru că merită. Și cândva vei afla și vei primi și răspunsul. Nu eșua atunci când nu înțelegi. Nu eșua să te încrezi în Marele Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Rămâi credincios în Dumnezeu. Când lucrurile par să iese de sub controlul tău. Fii atent. Când lucrurile par să fie totul la napoda și par să fie scăpate de sub controlul tău. Fii atent. Ele au scăpat doar de sub controlul tău. Nu și de sub controlul lui Dumnezeu. Când nu înțelegi ce se întâmplă, ai nădejde în Dumnezeu. Amin. Apropo, mai sunteți cu credință? Amin. Mai sunteți cu nădejde? Amin. Mai sunteți cu dragoste? Amin. Pentru că atunci când nu înțelegi, când fenomene ciudate se petrec lângă tine și când lucrurile se degradează în jurul tău și se degenerează, rămâi credincios lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Pentru că este fundamental. Când planeta și viața se clatină sub tine, rămâi credincios lui Dumnezeu. Când nu ai nicio explicație despre ceea ce se întâmplă lângă tine. De ce s-a îmbolnăvit copilul meu? De ce a dat mașina peste el? De ce a căzut avionul acela? Când a venit nenorocirea tocmai la tine în familie și tu ești credincios și ești pocăit și îl iubești pe Dumnezeu, fii atent. Rămâi credincios lui Dumnezeu. Când totul în jurul tău nu are nicio explicație și pare absurd și se pare că a luat o razna, rămâi credincios lui Dumnezeu. Așa a făcut Daniel și Dumnezeu l-a ridicat. Așa a făcut Iosif și Dumnezeu l-a ridicat. Când lucrurile lângă tine nu mai au niciun sens și nu mai face niciun sens ceea ce se întâmplă lângă tine, nu intra în depresie. Nu intra în necredință, nu intra în amărăciune, nu intra în ateism. Atât de mult îmi place viața lui Iosif. Omul ăsta a suferit enorm de mult, tocmai din partea fraților lui. Și toată viața lui era un întreg puzzle. Știi? Și mă gândesc că omul acesta nu prea pricepea ce se întâmplă în jurul lui. Până în final. Și dacă veți citi cu atenție Geneza, capitolul 48, 49, 50, veți vedea că Dumnezeu a avut un scop să-l treacă pe Iosif prin toate lucrurile care asta nu le înțelegea. Când a ajuns în groapă vândut de frații lui, a vrut să-l omoare, nu cred că înțelegea. Când a fost vândut rob, nu cred că înțelegea. Era în confuzie, mă gândesc. Când a ajuns rob în casa lui Potifar și l-a atacat aia și a vrut să-l violeze nevasta lui, cred că nu înțelegea. Când a ajuns formă din nou în închisoare, nu mai era în groapă, era un pic mai bine, era în închisoare. Tot nu înțelegea. Dar în final a înțeles și le-a zis fraților să-i zice să nu vă necăjiți. Zice, voi ați încercat să faceți rău. Dar Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră în locul acesta să vă scap viața. Fiate, uneori Dumnezeu îngăduie să treci prin diferite crize și totul se strică în jurul tău și se clatină. Fiate, Dumnezeu îngăduie, dacă îi rămâi credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie să treci pe acolo tocmai ca să scape viața ție și altora. Nu ca să iei viața, ci ca să scapi viața ție și altora și Dumnezeu să-ți ajute să înțelegi lucrul acesta. Știți, exact așa a procedat Domnul Iisus Hristos când murea pe cruce. Marele
unicul Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru, slăvit să fie numele. Marele Iisus Hristos era răstignit pe cruce. Și auziți, însuși Iisus Hristos nu înțelege. Și pun o întrebare la un moment dat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus Hristos se limitase. Când Iisus Hristos a venit în trup și s-a întrupat pe pământ, s-a limitat. Și El, Iisus Hristos, Dumnezeu și om, om și Dumnezeu, pentru că a ales să se limiteze, să se autolimiteze pe cruce, n-a înțeles. Însă și ce-a făcut? S-a încrezut în Dumnezeu. Și chiar dacă n-a înțeles și a pus o întrebare care la prima vedere pare dezonantă și strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În final, și ce spune Domnul Iisus Hristos, Tată, în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Iisus Hristos a ales să se încreadă în Dumnezeu, să rămână pe cruce și să rămână în voia lui Dumnezeu, chiar atunci când în jurul lui parcă totul se strica. Fă și tu așa. Încrede-te în Dumnezeu când totul în jurul tău ia razna. Când fenomenele de lângă tine nu le mai înțelegi și te sperie, nu intra în depresie, ci rămâi în credință, rămâi în nădejde, rămâi în dragoste. Pentru că așa a procedat Iosif, așa a procedat Daniel, așa a procedat Iisus Hristos, așa a procedat Ștefan, așa au procedat ucenicii și Dumnezeu celor ce s-a smerit le-a dat har slăvit să fie Dumnezeu. Iată, când treci prin criză și totul în jurul tău o ia rasă. Și este out of control. Este în afara controlului tău și îți vine să intri în depresie. Nu te amări. Nu deveni amar. Nu te îndepărta de Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu. Pentru că dacă ai curajul să rămâi credincios lui Dumnezeu și atunci când nu înțelegi, Dumnezeu va începe să te ridice, să te binecuvinteze slavă lui Dumnezeu. Amen. Când totul în jurul tău se strică, rămâi credincios lui Dumnezeu. Și în final, un al treilea lucru la care mă opresc. Când totul în jurul tău se strică, trăiește cu demnitate. Și acum ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit din 2 Petru, capitolul 3. Când totul în jurul tău se strică, poartă-te cu demnitate creștină. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Aici ar fi mers mai multe aminori. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Fii atent acum, biserică. Frați, surori, doamnelor și domnilor. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Domnilor, planeta se apropie de sfârșit, să știți. Mai curând sau mai târziu, anul ăsta, 2013-2014, de-aia, însurați-vă mai repede, măritați-vă. Însă, asta este așa, o glumă de destindere. Însă, auziți aici, că va fi sfârșitul anul ăsta. Anul viitor, anul următor, 2014 sau 2015, când trecem la moneda euro, nu știu. Poate și ăla să fie un sfârșit. Oricum, va fi mai nasoară treaba atunci. Însă, vă rog să rețineți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Când lucrurile se strică, Duhul lui Dumnezeu ne poruncește și ne îndeamnă așa să trăim cu demnitate biblică. Amin. Alo, amin. Amin. Alo, amin. Să trăim cu demnitate creștină. Și Petru ne spune așa, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, zice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? În vremuri de genul acesta, când se petrec fenomene ciudate în jurul nostru, când nu mai înțelegi și nu mai pricepi ce se întâmplă, Dumnezeu în această dimineață ne spune așa, trăiește în sfințenie. Trăiește cu evlavie. Când totul în jurul tău s-ar putea la un moment dat să o ia razna și să se strice, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14, zice așa. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri,
Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, știți cum? Fără prihană, adică fără vină, fără prihană, fără pată, fără vină și în pace. Amin. Amin. Fără prihană înseamnă în curăție, fără pată. Auziți ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu? Când lucrurile o iau razna și nu le mai poți controla tu, auziți ce ne spune Scriptura în versetul 15? Să credeți corect, zice așa Apostolul Petru, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va și scris prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Când nu înțelegi de ce se întâmplă toate aceste fenomene ciudate, meteo, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, tu crede corect. Când Iisus Hristos își amână venirea, știi, și Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani a spus, vedeți că vin curând. Și au trecut 2000 și ceva de ani și Iisus Hristos încă n-a venit. Zice Apostolul Petru, zice, tu nu te lua după ceea ce spune presa. Nu flirta cu ateismul. Nu flirta cu necredința, cu îndoiala, cu necredința. Nu filtra cu chestiunile acestea. Tu crede corect și spune el să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Slăvit să fie Domnul! Amin. Când lucruri ciudate se întâmplă lângă tine și fii atent că mesajul ăsta este pentru tine. Pentru generația aceasta este mesajul acesta. Pentru noi, care suntem aici în această dimineață. Când lucruri ciudate se petrec lângă noi, versetul 17 spune așa. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, tot ceea ce v-am spus eu acum, știind mai dinainte, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Amin. Știi, din când în când, dacă lucrurile nu se petrec așa cum vrei tu să se petreacă, îți vine să nu te mai închid. Când în jurul tău lucrurile o iau razna, îți vine să nu te mai rogi. După ce te-ai rugat ani de zile ca Dumnezeu să mântuiască pe cineva sau să vindece pe cineva și nu ți se răspunde la rugăciune, îți vine să o lași moale de tot. Deci, în contextul acesta vine Duhul lui Dumnezeu la tine în această dimineață și spune, voi prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ființa, inima, sufletul, Duhul, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Amin. Amin. Diavolul vrea să-ți pierzi tăria pe cale. Diavolul vrea să-ți pierzi tăria în închinare. Diavolul vrea să-ți pierzi tăria în rugăciune. Diavolul vrea să-ți pierzi tăria și să nu mai vii la casa lui Dumnezeu. Diavolul vrea să-ți pierzi tăria și să nu mai crezi în cuvântul lui Dumnezeu, dar diavolul întotdeauna te minte pentru că vrea să te înșele. Diavolul vrea să te ducă în rătăcire. Însă noi avem cuvântul vieții, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că toate aceste lucruri se vor strica, zice Apostolul Petru în versetul 18, zice așa, închei așa. Și voi să creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a Lui să fie slavă acum și în veci de veci. Amin. Amin. Fii atent, pentru că toate aceste lucruri se vor strica. Zice Sfântul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Să vă dau o veste bună. De noi depindem dacă creștem în har. Nu de Domnul. Domnul ne-a dat harul și ne-a dus și harul și adevărul. Slavă Domnului! Amin. Însă de tine și de mine depinde dacă voi crește în har și voi crește în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Curios este că Petru nu ne spune creșteți în cunoașterea internetului, creșteți în cunoașterea dialecticii, creșteți în cunoașterea fenomenelor paranormale, creșteți în curiozități. Nu! Sfântul lui Dumnezeu zice așa, ci creșteți în vremuri de instabilitate, în vremuri când nu pricepe, în vremuri de agonie, în vremuri de stricare, de regres,
Zice, creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aleluia! Amin! Să te ridicăm. De tine depinde dacă vei crește. Însă vestea bună știți care este? Poți să crești. Nu trebuie să rămâi la nivelul acesta, sub nicio formă. Domnul vrea să crești. Duhul lui Dumnezeu vrea să crești în har și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Când crești în har, când crești în cunoașterea lui Iisus Hristos, începi să te întărești. Când crești în har și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, vei începe să vezi altfel lucrurile. Când crești în har și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, vei începe să ai parte de miracole. Când vei hotărâ să crești în har și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos și să nu te lași înșelat de șmecheriile și păcălelile diavolului, vei începe să ai răspunsuri la rugăciune uimitoare și intimitatea ta cu Dumnezeu va crește într-un mod uimitor și viața ta va fi total transformată și vei fi vindecat, slavă lui Dumnezeu. Amen. Eu nu știu exact cui și cât ți-a vorbit Dumnezeu. Însă știu că Domnul este aici acum. Amen. Și din cauza asta Dumnezeu te-a trimis în această dimineață aici ca să-ți spună că în vremuri în care totul se strică, tu ești chemat de Dumnezeu la o viață de demnitate în cuvântul lui Dumnezeu. În vremuri de genul acesta nu intra în depresie, ci intră în credință. În vremuri de genul acesta să nu încerci să ai... Să nu încerci, să nu ai pretenția la toate explicațiile posibile. Nu. Tu în vremuri de genul acesta apropie-te de Dumnezeu. Și Dumnezeu la vremea potrivită te va ridica și îți va da răspuns la toate lucrurile. Slavă lui Dumnezeu!